Bulgarii din Dudești sunt bulgari catolici veniți din zona Nicopol. Au ajuns în Banat în 1738. De atunci, până zi de astăzi, tot aici suntem. Cei care am rămas, cei care s-au dus, s-au dus. Și bunicii din partea mamei și bunicii din partea tatălui, toți au fost din Dudești, au trăit aici și noi am rămas tot în Dudești, toată familia noastră. Duminica în familie este strâns legată de credința noastră catolică. Deci noi, duminica, în primul și în primul rând, am mers la biserică și mergem și în zi de astăzi. Nu trebuie să mergi în port la biserică. La biserică trebuie să mergi în haine curate și atât. Și după aia am luat prânzul împreună. Noi avem mai multe frățiri, dar în Serbia, în comuna Ivanovo, acolo am avut 15 ani neîntrerupți. Un an veneau ei la noi, un an mergem noi la ei. Așa este și cu comunitatea din Bulgaria, din Bardarski Gheran. Relațiile sunt destul de strânse și ne ținem, încă ne știm că ei sunt de-ai noștri și noi suntem de-ai lor. Până în 42 era un ziar bulgăresc. Și prin intermediul acestui ziar se ținea legătura. Scriau. Îl caut pe verișorul meu sau pe familia. Aia răspundeau tot la redacție. Deci ei se căutau. Nici nu a existat această noțiune de înfrățire. Pe vremea aceea au ținut relațiile atât de strânse cât s-a putut. De câțiva ani de zile, de când merg prin toate locurile și am fost în mai multe țări, ceea ce ne scoate în evidență este costumul nostru popular bulgăresc, dar în special al fetei. În varianta actuală este un costum foarte complex. Piesele cele mai importante ale lui nu se prea văd. Baza, cătrânțele, care nu sunt altceva decât lucrul manual al străbunicilor noștri. Cea mai mare parte, eu mă ocup de copii aici. Numărul de copii al ansamblului, el, să spun așa, variază. În jur de 80, 90, 100, tot se adună. La ora actuală avem 5 grupe, da. Pe lângă dansuri, avem o grămadă de activități. Avem o grupă de teatru. Lucrează sus, mai ales pe timpul iernii, lucra foraj, tot felul de lucru manual. Noi, bulgarea care o vorbim, este un dialect. Încă se mai vorbește, dar este o tendință din asta, nu știu. Chiar am auzit și asta cu părere de rău, spun părinți care au spus, da, ce să învețe limba, ce să facă cu limba bulgară? Păi eu sunt optimist. Că dacă n-aș fi fost, n-aș fi stat aici și nu i-aș fi îndemnat. Acum, ce o să ne aducă viitorul, nu pot să vă spun, dar totuși eu cred că ceva o să rămână. Nu ne stingem noi chiar așa de ușor. Uțpăninii mă spomene. Și dacă te culci și adormi, nu o să ai amintiri.